mai protejate pe timp de iarnă decât oamenii. Vorbim despre animalele de la grădina zoologică Sibiu. Acestea sunt răsfățatele sezonului rece cu temperaturi de până la 25 de grade Celsius și o alimentație bogată în vitamine. Grădina zoologică din Sibiu se pregătește pentru sosirea iernii. Animalele de aici nu vor îngheța de frig, ci din contră vor beneficia de tratament preferențial. Vor fi adăposturi încălzite, mâncare bogată în vitamine și multe alte mici beneficii pe care poate cei mai săraci sibieni nu și le pot permite. Deci cele mai sensibile animale de la grădina zoologică sunt jaguarii, reptilele papagalii, dar care tot timpul adăpostul lor este încălzit, leii africani și maimuțele. Pe perioada iernii sau anotimp nefavorabil, chiar dacă nu ninge afară și temperaturile sunt negative, animalele stau închise în adăposturi, adăposturi prevăzute cu încălzire centrală. Deci undeva în adăpost temperatura să fie 23, 24, 25 de grade. Deci o temperatură apropiată de temperatura noastră ambientală. Pe perioada iernii, hrana este suplimentată cu vitamine. Dintre cele peste 140 de animale de la grădina zoologică, aproximativ 40% au nevoie de îngrijiri speciale pe timp rece. 40% sunt care trebuiesc pe perioada iernii să aibă condiții bune. Deci dacă ne referim și la păsări, avem struții, avem zebrele care trebuie să stea la căldură, maimuțele care sunt închise, lei jaguarii, deci vă dați seama, consumul este destul de mare. Culcușul, le puneți mai multe paie? Da, deci au patru de lemn și care se suplimentează cu paie, în care așa fel încât animalul să-și aleagă. Și curățenia, de exemplu, zilnic spălăm și dezinfectăm, atunci în perioada iernii, dacă nu este chiar mizerie, evităm să spălăm des. Sunt însă și animale care se bucură de sosirea sezonului rece. Aici tigrii siberieni și lupul alb sunt cele mai fericite animale. Cămilele, deși nu sunt tocmai mari iubitoare de ger, pot rezista câteva zile la rând la temperaturi de minus 40 de grade. Urșii din grădina zoologică se pregătesc deja pentru perioada de hibernare, consumă mai multă mâncare decât în mod normal și sunt puțin mai leneși. Aceștia consumă zilnic aproximativ 10-15 kg de hrană. Cele mai pretențioase exponate de la zoo sunt reptilele. Acestea au nevoie de temperatură constantă pe tot timpul anului.